Prim-ministrul Republicii Moldova a revenit în localitatea sa de Baștină, Mândic, din raionul Drochia. Premierul a mers la gimnaziul din localitate, instituție în care a învățat. Întâlnirea cu dascălii săi a fost una emoționantă. Coridoarele astea, da, pândeam când se spăla asta și după care ne întreceam cine lunică mai lung. M-am bucurat foarte mult să o revăd pe bibliotecară. Asta a fost tare emotiv. Prim-ministrul a discutat cu elevii și i-a îndemnat să investească în viitorul lor prin cunoștințe. Oficialul a reiterat că autoritățile centrale sunt în proces de realizarea unui plan național cu privire la îmbunătățirea condițiilor în domeniul educației. I-am încurajat să facă mai mult matematică, fizică, chimie, dar i-am încurajat la fel să învețe limba română. Să vorbească bine limba română, să-și dezvolte vocabularul, să citească mult. Le-am adus și niște cărți, sper tare mult să le citească. Noi trebuie să ne străduim să facem și școlile, infrastructura școlară, să oferim oportunități de învățare și de creștere a competenței învățătorilor. Profesorii au așteptări mari de la guvernul recean. Ei își doresc ca executivul de la Chișinău să acorde prioritate problemelor din sistemul educațional. Am ridicat ca manager școlar și problema alimentației școlare, pentru că noi am fost o școală care 5 ani la rând am alimentat toată populația școlară. Doar anul acesta, 2022-2023, nu alimentăm în urma secetii care a fost, dar această problemă, iar zic, ar fi bine dacă ar rezolva-o de la nivelul guvernului. Dorim niște schimbări în manuale care de ani de zile au rămas aceleași. Dorim o atitudine mai omenoasă față de copii cu cerințe educaționale speciale. Dorim niște psihologi în școală care ar putea rezolva problemele ce apar azi în societate și în școală. Dorim condiții bune. Până în anul 2025, 60% din manualele destinate claselor primare, gimnaziale și liceale vor fi schimbate. Asigurările sunt date de ministrul Educației și Cercetării Anatolie Topală, potrivit căruia deja au fost lansate licitațiile pentru a achiziționa 43 de titluri noi de manuale.